ai lui Dumnezeu, Tatăl Său, care este Tatăl nostru, a Lui să-i fie mărire și putere în vecii vecilor. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos. Fraților prea iubiți, prea cucernici părinți, dragi credincioși, astăzi Iisus ne cheamă alături de Dânsul pentru a reînnoi în noi harul Sfintei Preoții, pentru a ne repeta încă o dată, voi sunteți prietenii mei la această Sfântă Liturghie, în care retrăim înființarea Sfintei Preoții. Vă salut cu bucurie pe toți. Vă salut în numele lui Iisus, care m-a ales să fiți preoți și să fiți slujitorii Săi. Salut într-un chip deosebit aici, în mijlocul nostru, pe Monseniorul Administrator Apostolic al Republicii Moldova, Monseniorul Anton Coș. Salut pe toți preoții din dieceza noastră, preoții care lucrează în seminarii, în parochii, preoți diecezani și preoți călugări. Toți împreună astăzi cu Sfântul Părinte am venit să-L întâlnim pe Iisus și să-L ascultăm și să-I reînnoim păgăduințele noastre. Salut comunitatea din Orșudeni, pe toți credincioșii, pe toți oaspeții care au venit astăzi la noi. Și cu sentimente pline de iubire, de fidelitate, de prețuire a lui Iisus Hristos, Mare Împreună, acum să ne deschidem sufletul, să ne recunoaștem păcatele, să-i cerem iertare, cea bună săracilor și să le dau îndelemnul bucuriei. Citire din cartea profetului Isaia. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns și m-a trimis să duc vestea cea bună săracilor, să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, să le vestesc celor și îngerarea și celor prinși în război libertatea. Să dau creștine un an de prozunție al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Să-i mângâi pe toți cei întristați. Să aducă vinarea celor care plâng în Sion. Să le pun pe cap o coroană împărătească în locul cenușei de pocăință, să le schimb veșmântul de doru în terenul bucuriei, să le pun haine de sărbătoare în locul disperării. Iată, voi vă veți numi preoții Domnului și vi se va spune slujitorii Dumnezeului nostru. Vă voi da cu adevărat răsplata voastră și voi încheia cu voi legământul veșnic. Seminția voastră se va bucura de multe lume printre neamuri și urmașii voștri printre popoare. Toți cei care îi vor vedea, îi vor respecta
sunt bucurii nespuse și fericire veșnică. A făcut din noi o împărăție de preoți ai lui Dumnezeu Tatăl. Lectură din cartea Apocalipsului Sfântului Apostol Ioan. Har vouă și pace din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, întâiul născut dintre cei morți, stăpânitor peste regii pământului. Propovăduiesc celor prinși în război eliberarea și celor orbi vederea, să dau celor asupriți libertatea și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Excelență, iubiți contrați preoți, dragi surori, dragi seminariști, iubit popor al lui Dumnezeu, liturgia, îndeosebind celebrarea Eucharistiei, contribuie într-un mod deosebit la descoperirea adevăratei naturi a Bisericii, ne spune Conciliul. Acest lucru este și mai clar evidențiat astăzi, prin liturgia Crismei la care participăm. Folosindu-mă de această ocazie de a fi împreună în jurul același altar, fiii Bisericii Catolice a întregii Moldovei, aș dori să vă propun câteva puncte de reflexie, pornind de la ideea de mai sus, idee ce se evidențiază pregnant în liturgia de astăzi. În mod prioritar, liturgia Crismei
pune accentul asupra consacrării Sfintei Crisme și, prin urmare, pe ungerea cu care creștinii sunt însemnați în mod sacramental. Acest lucru îi face pe toți să participe din plin la același duh pe care Iisus Hristos l-a primit încă de la conceperea sa. După ce Iisus Hristos a fost constituit de către Dumnezeu Mesia și Domnul și a fost consacrat de Duhul Sfânt, fiecare dintre noi este consacrat în mod similar. Pentru a fi martor în lumea întreagă, a jucoperei sale de cumplire în ansamblu, toate cele felicuri propuse în Evanghelia Cuvântului sublinează aceeași idee fundamentală. În Iisus se împlinesc profețiile. Odată cu Iisus începe era nouă de har, cu dânsul noi toți care am fost asimilați, dobândim o nouă condiție, devenim o împărăție de preoți. Prin Iisus suntem cu toții preoți. Iluminați de cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am ascultat la această sfântă de exemplu Iisus, mare preot. Întăriți în credința noastră și studirea noastră pe cuvântul Monseniorului Administrator Apostolului. Acum ne revine nouă datoria în ziua pe care o celebrăm, când aniversăm preoția noastră, să ne reînnoim păgăduințele noastre în slujirea lui Iisus, care ne-a ales. De aceea, fiilor preiubiți, în această zi în care Hristos Domnul i-a făcut părtași pe apostoli și împreună cu ei și pe noi de preoția sa, vreți să reînnoiți în fața episcopului vostru și a poporului sfânt al lui Dumnezeu promisiunile făcute în ziua Hirotomiei. În ziua Hirotomiei noastre, din iubire față de Hristos și din dorința de a ne dărui în slujba Bisericii sale, am primit cu bucurie misiunea care mi s-a realizat. Vreți să trăiți tot mai uniți cu Iisus, să deveniți tot mai asemănători cu El, renunțând la voi înșivă, și reînnoindu-vă hotărârea de a împlini obligațiile pe care le-ați asumat atunci. Vreau! Noi trebuie să fim administratori conștiincioși ai tainelor lui Dumnezeu, prin deschirea cuvântului Său, prin celebrarea Sfântei Liturghii și prin celelalte celebrări. Vreți să vă întâlniți această misiune Capul și Păstorul nostru, nu din dorința după bunurile pământești, ci călăuziți numai de zel pentru mântuirea sufletelor. Vreau! Voi însă, fiilor preiubiți, poporul lui Dumnezeu, rugați-vă pentru preoții voștri, pentru că Domnul se reverse din veșul asupra lor, darul Sfânt. Iar ei, rămânând slujitori de mânața lui Hristos, Marea Preot, să vă conducă la El, care este
Dumnezeule, Părintea Toată Mântuirea, care prin Fiul Tău ai binevoie să vindeci suferințele celor bolnavi, ascultă cu bunătate rugăciunea noastră care te iubește. Te rugăm, Părinte, din cer, ca Duhul Sfânt, Mântuitorul, asupra acestei ulei pe care ai binevoit să-l produci din pomul verde spre întărirea trupului, pentru ca prin binecuvântarea ta sfântă să fie pentru toți cei care vor fi unși cu el o crotire pentru minte, trup și suflet, pentru a îndepărta toate durerile, toate slăbiciunile și toată suferința. Doamne, el să devină un elemnul Tău sfânt, fiind binecuvântat de noi, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, care viețuiește și domnește în veșii vechilor.
urmează binecuvântarea uleiurilor, catecumenilor și apoi uleiul Sfintei Crisme. Dumnezeule, Sfântul și apărarea Domnului, are o dăruită uleiului să fie un semnal de meditare de mine. Binevăriștea binecuvânta acest să ai o bucurie ca o bucurie și că trăiesc în biserica ta prin Hristos Domnul nostru. Pentru ca cei care vor primi ungerea cu El să primească și consacrarea interioară și să fie făcuți părtași la misiunea lui Hristos răscumpărător. Doamne, Tu ești izvorul vieții și întemeitorul sacramentelor. Îți mulțumim pentru nemărginita scolătate, căci în vechiul legământ ne-ai arătat taina unei vremuri mântuitori. Iar când s-a întâlnit timpul, ai văzut ca această taină să strălucească în tot lumea, în Fiul Tău prea iubit, Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău. După ce am mântuit neamul omenesc, moartea și vierea sa, a umplut biserica ta cu Duhul Sfânt și în mod minunat a înveșcat cu darul cerești, pentru că a venit să se întâlnească în care a mântuit lumea. Părinte Sfânt, prin taina Sfintei Crisme, Tu împarți oamenilor bogățiile darurilor tale, pentru ca fiind ai renunțat prin ava modejului, să fie întăreț prin ungerea Duhului Sfânt și devenind asemenea lui Hristos să participe la misiunea lui de preot, profet și de Dumnezeu. De aceea, Doamne, ne rugăm ca prin puterea Harului Tău acest amestec de balzam și ulei să devină pentru noi sacramentul binecuvântării tale. Revarsă cu dărnicia asupra fraților noștri care primesc această ungere darurile Duhului Sfânt. Dumnezeul luminii veșnice împodobește cu strălucirea sfințeniei tale locurile și obiectele însemnate prin ungerea cu acest sfânt ulei. Dar înainte de toate, prin taina ungerii cu acest ulei, dăruiește creștere bisericii tale, până când va ajunge la acea desăvârșire în care tu, strălucindu-l în acea veșnică, vei fi toate adus cu Iisus Hristos în Duhul Sfânt, în tot vecii veșnici.
La sfârșitul acestei sfinte liturghii a crismei, care am trăit în jurul lui Iisus și am invocat binecuvântarea sa asupra uleiului sfințit, aș dori să împărtășesc un cuvânt care vine de la Sfântul Părinte. Vă felicit întâi pe voi, dragi confrați preoți, că ați venit astăzi aici să fiți uniți sub toți preoții Domnului, cu episcopul vostru și cu Sfântul Părinte de Vinea Cea și Hristos. Vă felicit că ați spus cu curaj și cu nouă bucurie acel vreau de a sluji. Vă felicit că ați spus cuvintele consacrării cu glas tare. Duhicile spun azi altfel. Astăzi le-am spus cu toții tare, exprimând convingerea noastră că aceste cuvinte sunt ale lui Hristos și noi le pronunțăm. Sunt ale noastre care îl reprezentăm pe Hristos. Este ziua preoției noastre, a preoției tuturor, a preoției comune, a tuturor credincioșilor, așa cum ne-a spus la predică Monseniorul Coșu. Dar într-un chip special este ziua preoției noastre ministeriale și Sfântul Părinte ne cheamă să înțelegem această chemare și să o trăim. Vă chemăm și noi. În scrisoarea pe care El o transmite tuturor preoților în această zi, El vrea să ne facă pe noi conștienți de misiunea pe care o avem în acest mandat și ne cheamă ca să știm, să-i facem pe toți creștinii conștienți de vocația lor profetică. Într-un chip special, Sfântul Părinte, în această scrisoare, vrea să ne arate că noi nu trebuie să ne izolăm, ci trebuie să muncim cu toții și pe toți să-i unim în această slujire și pe toți să-i facem conștienți de mandatul care l-au de a predica, de a da mărturie despre El. Pe toți, bărbați, apostol, dar iată că în această scrisoare, în anul dedicat femeii, Sfântul Părinte vrea să ne arate rolul pe care l-au și mamele, surorile, persoanele consacrate, tinerile, femeile sfinte, toate femeile în cadrul bisericii noastre. Da, iubiți frați, preoția pe care o amintim astăzi cu atâta venerație și privind-o ca pe o moștenire a noastră, este o preoție ministerială de slujire. Noi slujim poporului Dumnezeu. Noi îi slujim misiunea. Preoția noastră trebuie să garanteze participarea tuturor, bărbați și femei, la întreita misiune profetică, preoțească și legească lui Hristos. Alături de Hristos, slujitorul, nu putem uita pe aceea care este slujitoarea, Maria. Sfântul Luca ne spune că în clipa hotărătoare a bunei vestiri, Maria, Fecioara, a spăstit via, spunând, iată slujitoarea Domnului. Relația preotului, ministru, cu femeia ca mamă și ca soră, se îmbogățește datorită tradiției mariane cu altă dimensiune, aceea slujirii în imitarea Mariei slujitoare. Iată, în această Marie, întâlnim pe toate tinerele, pe toate mamele, pe toate femeile, pe toate surorile noastre, alături de bărbați, slujind în virtutea acelei misiuni primite prin botez, slujind la propagarea Cuvântului, la evanghelizare, slujind la acea iubire, la Tatăl Dumnezeu. Să-i devea.
să cere în numele noastră o aspirație vie spre Sfințenie, după cum scria în îndemnul apostolic, pastore, slavă vobis, noua evangelizare are nevoie de noi evangelizatori, de preoți care se angajează să-și crească preoția ca pe o cale de Sfințenie. Joia Sfântă, aducându-i la originea preoției noastre, ne reamintește și datoria de a tinde spre Sfințenie, spre a fi slujitori de Sfințenie, pentru bărbații și femeile ce au fost încredințați slujirii noastre pastorale. Această lumină mi se pare foarte potrivită primirea propunerii făcute de către Congregația pentru Cler de a se celebra în fiecare dieceză. Vă rog să subliniem o zi pentru înaintarea în Sfințenie.